Probabil cel mai misterios interpret de la noi este Carlos Dreams. În orice caz, era până vineri seara, când echipa Muz TV l-a descoperit într-un club din capitală. Și mă gândesc cum ar fi dacă măcar noi din Chișinău, de mâine și în fiecare zi am face cât îmi vine. În prag de weekend avem parte de o mare nebunie aici, într-un local din capitală. Și știți de ce? Pentru că sărbătorim 2 ani de Carlos Dreams. Oh, hai să fim mai buni. Oh, hai să fim mai buni. Oh, oh, hai să fim mai buni. Cel mai misterios interpret autohton revine în forțe noi în 2014 și începe anul cu un concert incendiar care promit a fi unul de neuitat, pentru că vor fi abordate în această seară mai multe stiluri muzicale. Bună, vreau să te întreb, nu cumva ești tu Carlos Dreams? Îmi pare rău, dar nu. Ce ți-ai desenat și tu fața? Pentru că îmi place ce face omul și vreau să, mă rog, în masă așa un pic să mai, adică să fim mai mulți un pic. Toată lumea e entuziasmată, toată lumea cântă cântecele lui, toată lumea îl susține, strigă, aplaudă, e foarte frumos atmosfera. Ai vrea să afli identitatea lui Carlos sau e bine așa? E bine așa, asta este plusul. Da, îmi place așa, nu vreau să-l aflu. Că e frumos așa cum este, misterios. De ce nu te-ai încumetat să-ți machiezi și tu fața cum au făcut alții? Pentru că nu vreau să mă ascund, vreau să mă știe lumea, știi? Nebunie totală, dar printre sutele de fani entuziasmați prezenți la concertul Carlos Dreams, am găsit și singurul om nemulțumit și furios din cauza proastei organizări a evenimentului. Carlos Dreams are acum o grămadă de fani și ar trebui să fac un concert într-o încăpere cu mult mai mare. Pentru că în seara de azi lumea foarte dezamăgită organizare și în genere de sfat multe persoane, lumea n-are unde se mișca, unde dansa și în genere. Până la urmă, nu contează cine este Carlos Dreams, pentru că fiecare dintre noi poate fi acesta.